Primăria municipiului Vatra Dornei anunță sistarea furnizării agentului termic în sistem centralizat începând cu data de luni 16 mai anul curent. Potrivit primarului Ilie Boncheș, în același timp în cartierul Unirii se operaționează rețelele provizorii de alimentare cu apă caldă, ce vor asigura continuarea furnizării acestui serviciu în timpul lucrărilor de înlocuire a instalațiilor secundare din sistemul de termoficare din acest cartier.